Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit! Așa cum vi-am promis, în această seară vom învăța să facem împreună un ritual pentru a atrage banii și norocul în portofelele noastre, în casa noastră și în viața noastră. Vom avea nevoie de o lumânare verde care va trebui aprinsă cu 40 de minute, chiar și o oră înainte să începem ritualul. Dacă nu aveți lumânare verde, vă poate folosi o lumânare viola, mov sau dorată, o lumânare aurie. Nu se pot schimba culorile, numai decât culorile trebuie să fie acestea. Avem nevoie de un pahar de sticlă. Paharul trebuie să fie numai decât de sticlă, cristal, nu de plastic. Scorțișoară, praf, zahăr, apă de la robinet care o luăm în prealabil, o punem într-un recipient și o folosim în momentul în care noi suntem pregătiți pentru a face ritualul nostru. O lingură de lemn, a mea este un pic mare, voi dacă aveți una mai mică ar fi de preferat mai mică. Și începem ritualul nostru. Scuzați-mă, cel mai important sunt 7 monede, nu contează ce valoare au, important este să fie monede care se folosesc în țara dumneavoastră, unde locuiți dumneavoastră, în momentul în care faceți ritualul. În momentul în care suntem pregătiți să începem, luăm apa de la robinet. Și o golim în pahar de la o înălțime cât putem fără să o vărsăm, dar trebuie să se oxigeneze. Deci, uitați, faceți așa. Trebuie să facă bole. După care luăm lingura noastră de lemn. Și nu în sensul a celor de ceasornic, în celălalt sens, o învârtim pe bordul paharului. Deci, acele ceasornicului, acele ceasului merg înspre dreapta. Noi, în schimb, învârtim înspre stânga. Începem. Deci, după ce ați trecut lingura pe bordul paharului, o să-i dați 3 lovituri. După care ajungem 3 linguri de zahăr. Cu aceeași lingură, tot în sensul contrar a celor de ceasornic, învârtim. Din păcate, lingura mea este mai mare, dar sunt sigură, sunt convinsă că voi acasă o să faceți în mod să aveți o lingură mai mică. Încerc să vă arăt așa ca să înțelegeți. Deci, în sensul contrar a celor de ceasornic, din păcate, trebuie să folosim decât obiecte naturale, decât materiale naturale. Nu putem să folosim plastic, de aceea trebuie neapărat lingură de lemn. Deci, învârtim cu lingura. Nu faceți ca mine, întoarceți lingura. Eu o întorc doar ca să vă arăt cum trebuie făcut. Și învârtim în sensul invers a celor de ceasornic.
Este foarte important să învârtim în sensul contrar a celor de ceasornic, pentru că are semnificatul, are un semnificat important, adică noi întoarcem timpul în urmă, noi ne întoarcem în trecut, când stăteam bine, când putem să schimbăm lucrurile care le-am făcut greșit. Nu puteți să schimbați acest lucru, trebuie făcut în sensul invers a celor de ceasornic. În timp ce mestecăm, ne gândim să vină prosperitatea la noi, să vină prosperitatea în casa noastră, succesul, banii, să vină la noi, bani, veniți la mine, bani, veniți la mine, succesul și prosperitatea trebuie să vină la mine, în casa mea, să vină în portofelul meu. Când am văzut că zahărul s-a topit, ridicăm lingura și dăm trei lovituri seci. Acum, cu degetul indice de la orice mână, bineînțeles dacă unul este stângaci, folosește mâna stângă, dacă nu, folosește mâna dreaptă. Pe bordul paharului, tot în sensul invers al celor de ceasornic, începem să mângâiem. Și ne concentrăm. Și ne concentrăm. Acest pahar îl vom lăsa la intrarea în casa noastră sau în biroul nostru, în magazinul nostru, unde avem o afacere și o să-l mângâiem ca acest ritual să simtă că este al nostru, să simtă că este făcut cu dragoste, să simtă că îl iubim, că noi avem nevoie de el. Mângâindu-l, îi transmitem energia noastră, căutăm ceea ce avem nevoie, cerem Universului și Universul o să ne ajute. Acum a venit momentul în care să punem scorțișoara. Dacă vreți, puteți o puneți cu aceeași lingură de lemn. Dacă nu, eu mă folosesc aceste contenitoare unde este mult mai ușor. Deci o lăsăm să cadă în apă. Praful de scorțișoară trebuie să cadă în apă. Canela, cum se cheamă aici, unde sunt eu acum. Odată ce am adăugat scorțișoara în pahar, vine partea cea mai importantă. Din portofel prindeți 7 monede. Da, le avem aici, cele 7 monede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mă scuzați, dar cu o mână este un pic cam greu. Cu o mână trebuie să reușesc să înregistrez. Deci, cum vi-am spus, acum vine partea cea mai importantă a ritualului nostru. Deci, luăm cele 7 monede. Începem cu cea mai mică, cu cea mai economică. Vedeți, aici sunt 2 cenți. Și începem să o mângâiem și să o încărcăm cu energia noastră și să ne gândim tot ce avem nevoie, că de acum înainte problemele noastre economice se vor sfârși, nu vom mai avea probleme financiare. Așa, continuăm cu fiecare monedă în parte. Deci, o luăm una câte una, o încărcăm cu energia noastră, după care îi dăm drumul în fântâna dorinței noastre. Deci, aveți răbdare, nu vă grăbiți, trebuie să fiți într-un moment liniștit, fără să preocupări și fără probleme. Dedicați-i timpul necesar dacă vreți să aveți rezultate. Deci, îi dăm drumul în paharul nostru cu apă, paharul dorințelor noastre. Bani, veniți la mine, banii, să vină la mine acum. Și așa continuăm cu fiecare monedă în parte. Să vină banii acum, să vină banii la mine acum. Șapte, da, avem 7, am pus 2 până acum. De câte ori punem o monedă, îi dăm un mesaj, ne punem o dorință. Prosperitate în viața mea.
Să mi se deschidă toate ușile succesului. De câte ori mângâiem banii și îi încărcăm cu energia noastră, le dăm un mesaj, le dăm o dorință care au să ne îndeplinească. Un serviciu care să fie bine plătit și să-mi aducă beneficii financiare. Afacerea mea să fie prosperă și să-mi aducă multe satisfacții. Aceasta este ultima, a șaptea monedă. Bani, bani, muncă, un serviciu bun și bani, 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 un serviciu bun și bani. Vreau să vă reamintesc, când am terminat de făcut ritualul, ne spălăm foarte bine mâinile pentru că am atins monedele care sunt pline de tot felul de energie, chiar și microbi și să zicem că ar fi cazul să ne spălăm bine pe mâini. Ajuns la această parte a ritualului nostru, nu avem altceva de făcut decât să încărcăm de energie, fără să atingem nimic. Deci, aducem lumânarea verde lângă paharul fericirii, paharul furtunei, paharul fântâna fericirii noastre și nu avem altceva de făcut decât să ne apropiem cu mâinile de pahar și de lumânarea verde și să lăsăm ca energia noastră să încarce paharul, apa, scurțișoara, zahărul și cele șapte monede de energia noastră. Cu cât mai multă răbdare avem și cu cât mai mult timp dedicăm ritualului nostru, cu atât mai mult succes vom avea. Încărcați. Scuzați, am avut o mică problemă tehnică. Încărcați de energie. Eu nu pot pentru că țin telefonul în mâna dreaptă, dar voi țineți și cealaltă mână în jurul paharului și al lumânării și încărcați de energie. Încărcați cu energia voastră. Încărcăm. Încărcăm cu energia noastră. Ne concentrăm. Cât puteți, 5 minute, 10 minute, doar acordați-i timpul necesar. Închideți ochii și concentrați-vă, dați-i toată energia. Toată energia ritualului nostru făcut cu dragoste. Ritualul trebuie, ritualele de, pentru dragoste, pentru bani, pentru orice, trebuie făcute cu dragoste, cu răbdare, cu dulceață. Dedicați timpul necesar, dar nu mai puțin de 3 minute. În timp ce încărcați cu energia voastră, vizualizați succesul, vizualizați norocul, vizualizați soarta bună, bucuria. Nu când terminați ritualul, vă ridicați de la masă și spuneți vai ce ghinion, vai ce rău merge, vai ce rău merge, toate nu trebuie să faceți așa. Trebuie să vizualizați norocul, bucuria, succesul, banii, banii, vin la noi, banii. Imaginați-vă un serviciu bun, imaginați-vă bani, imaginați-vă o mașină frumoasă, o casă frumoasă, haine frumoase. Imaginați-vă o viață bună. Concentrați-vă.
numai spre lucruri bune, numai bucurii, nimic rău, nimic nu este imposibil, orice dorință poate deveni realitate. În viața noastră, orice vis poate deveni realitate. Important este să ne dorim cu adevărat. Nu trebuie să atingeți paharul, trebuie doar să-l încărcați. Îl încărcați voi cu mâinile voastre, cu energia voastră, îl încarcă lumina de la lumânarea verde sau mov sau dorată. Încercăm să încărcăm cu energie. 7 zile cel puțin trebuie să stea acest pahar la intrare în casa noastră, ca abundanța și norocul să vină în casa noastră, pentru că așa zicem eu și voi, pentru că așa am decis noi. Abundanța și norocul va veni în casa noastră, va intra în casa noastră. Ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru că mă urmăriți și pentru că mă ascultați. Vă mulțumesc și vă aștept la următorul meu video.